Ok, salut lume, cred că am fugit destul. eu sunt Magic Club în cantodeauna și dacă vă întrebați de ce n-am iteme deloc este fiindcă am uitat să mă mai uit la Minecraft. <laughs> Eram pe YouTube, mă uitam la un video destul de concentrat și am mai uitat că trebuie să mă joc survival games și am ratat spawn-ul pur și simplu. Ok, uite un chest aici. Tot chest o să le zic pentru că nu pot să le spun altfel. Bun și acum am fugit foarte departe de ceilalți ca să nu mă urmărească cineva care probabil a luat sabie de la spawn uh, Și să sperăm că reușim să facem ceva... Ai frate, futu-ți facecamul mătii să-ți fut, mă să fut băgame și pula în morții mătii Pentru că mereu când am probleme cu așa, cu filmatul face fise Bă, am văzut un comentariu, deci am văzut un comentariu că face ul meu pică numai când joc survival games. De ce? De ce nu pică și face ul meu când mă joc ceva normal unde pot să pun pauză? De ce așa? Facecam retardat, ia uite-l. Oh, doamne. Pică el așa. Uite, nici nu, nici nu pot să-l mai activez că pică în continuu. Facecam footation. Grav Ok, vine și ea, hai să-l batem Fapt hai să mergem noi la el, nu să vină el la noi A, ah, perfect, e gol E doar puțin full chain Nimic uh, special Ok, l-am spart pe tip uuu avea sabie de stone Prietene, ce faci? Stai să te omor așa futus facecam moti Cer scuze că jur așa. Dar când știu că vă place facecam-ul la nebunie, nu pot să-l întrerup pur și simplu. Decât când mă calcă pe nervi, atunci îl închid și îmi bag picioarele. Doar nu o să stau eu să pierd survival games-ul din cauza acestui facecam retardat pe care l-am acum. Hmm. Bine, și așa, acum am ratat începutul. Am și uitat că mai joc survival games, cum am mai zis. Hai că avem undiță, ceea ce e bine. Pe Hive, de fapt, undița nu e chiar așa mare și e Toată lumea cred că are undiță. Mai greu e să găsim un arc, sincer. Un arc și săgeți pentru acel arc. Ok. Ceva pe aici interesant? Demn de o privire? Ceva? nu. luat, ok. Pe aici e spawn cred. Nu mai știu pune pe spawn-ul pentru că am fugit pur și simplu ca ne o Că am auzit că deschideau aia cesturi, mamă, și au deschis chesturile și veneau înspre mine cu iteme și cu săbi. Vă dați seama, am luat-o la goană, imediat nici n-am mai stat să mă mai gândesc. Și am început filmarea când am crezut că am ajuns într-un loc sigur. Ok, n-aveam nici măcar programul de înregistrat deschis că ziceam Hai mă că mai am timp, nu începe meciul uh, Credeam că mai ține ceva, dar a început și am ratat tot Probabil dacă luam ceva de la spawn, meciul era altfel acum <fie> Și fac o schimbare de acum În descriere o să pun uh, uh, IP-ul serverului în descriere Pentru că chestia asta mă va ajuta pe viitor să iau VIP chestii. Bine, nu pe Hive pentru că nu cred eu că o să fac 25.000 de abonați prea curând, dar pe MCSG trebuie cam, cum să spun, trebuie cam 10.000-15.000 de abonați ca să faci să VIP-ul. Și VIP-ul ăla mă ajută foarte mult pe mine. Tocmai fiindcă tot, tot, mă recunoaște lumea și spune, a, Vovo, pe tine te bat primul, că tu ești Vovo, știi? Și mi se pare destul de nașpa treaba asta și vreau și eu să am puțină libertate când mă joc survival games. Mai ales că pe se joacă toți tryhardzi și și eu, și eu sunt tryhard pentru că, să fim sinceri acum, cine joacă pe MCSG e tryhard, nu mai există niciun pic de plăcere în MCSG-ul ăla. Așa. Bun, să vedem. N-avem pantaloni deloc, ceea ce nu prea mă încântă. Uh, uite ce aici. Uh, sabie de stăun în plus. Nu prea ne-a ajutat foarte mult ce acela. Mai bine ne dădea și nouă o pereche de pantaloni de cârpă și tot era mai bine. Da, na, da, na, nu prea ai ce să-i ceri. Mai facem o pâine, transformăm totul în mâncare. În caz că o să avem nevoie. Ok, hai să mergem pe aici. Dacă mergem pe aici sunt sigur că o să facem... Un cal. Am bătut un căluț. Îmi pare rău pentru căluțul acela. Știți ironia asta? Bateți, bateți pe cineva, adică bateți pe cineva, bateți un porc, o vacă sau o aie, nu vă pare rău de ea. Bateți un cal, vă pare rău toată viața că l-ați bătut. What the fuck, Minecraft, ce faci? I-a băgat așa sunetul de la cal când dai el, i-a băgat așa un plâns foarte Credibil așa ca și când animalul ăla ar suferi în realitate că l-ai bătut Nu știu vacile porcii Oile le omor fără nicio problemă dar când omor un cal E mai nasol Ok mai e ceva pe aici huh. Nimic, nimic aparent. Uite acolo. Pa, mă, dăm -mi și mie, bă, țăran Minecraft care ești. <coughs> Cer scuze. În sfârșit am luat și noi pantaloni. foarte bine. Capă de drum. hai să ne întoarcem la spawn. Doamne ce răceală retardată am făcut din nou Tuse da asta În continuu tuse Hai să o luăm la spawn pe aici poate mai găsim Ceva 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 Aha uite acolo un cort U, uh, foarte frumos Am pe aici am fost prima dată, deci nu mai merg. Uh, trebuie să mergem. A, oh, shit! Vine de meu și eu n-am absolut nimic pe mine. O să-i vedem pe aia full iron acolo. Și eu cu pantalon de gold, ceva chain. Nu puteți să spuneți că am iteme chiar rele, dar n-am arc, n-am flint în stil. Nu prea am mai nimic. Uite acolo. Olai. Asta e chestu. Nimic nu ne-a dat acestul ăsta. Oh, fac. Hai, poate găsim și noi niște pantaloni de iron, un chestplate de iron. Ceva, te rog eu. Nu, 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 nu mă lăsa. Nu mă lăsa așa pârlit Minecraft, nu. Hai, ultimul chest. Uh. E vremea ca noi să mâncăm. Să vedem ce putem face din acest uh, death Match. Ok, unul full iron Și unul care este exact ca mine Suntem patru oameni Ok, ăsta vine determinat să mă bată Doamne ce DM Uai, ce am dat ăla. Uite, mă, uite l cum vine și dă de, de la distanță. Uite-l, hacker. Hacker peste tot, frate. Uitați și vă întrebați de ce nu câștig eu un meci și de ce mă cac pe mine atâta să de rage și de asta. Pentru că hacker, mă. Pentru că hacker, ați văzut cum căcadă de ăla. Hai de pula mea, mă. Mereu este vorba de hacker, da, mereu. Nu, no, ce pula mea acum.